Primăria municipiului Lugoj a anunțat că lucrările de extindere a pieței de vechituri de pe strada Oloșagului sunt scoase din nou la licitație. Administrația lugojeană vrea să mai asfalteze 4.000 de metri pătrați pentru a mări capacitatea de parcare. La prima licitație nu s-a prezentat nimeni și trebuie să mai licităm o dată, a explicat primarul Francis Boldea. Lucrările probabil vor fi amânate pentru anul viitor. Anul trecut, primăria a modernizat oborul asfaltând o suprafață de 7.000 de metri pătrați pentru activități de comerț și spații de parcare, reușind să amenajeze și grupuri sanitare.